Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Student Life. Pentru emisiunea de astăzi, îl avem ca invitat pe șeful de promoție al Colegiului Național Alexandru Papi Ilarian din Târgu Mureș, Ciprian Florea. Acesta a terminat la profilul matematică-informatică bilingvă engleză cu media 9,97, iar pentru emisiunea de astăzi vom vorbi câteva aspecte legate de parcursul său liceal, câteva aspecte legate de experiențele sale frumoase din liceu care l-au marcat, activitățile școlare, respectiv extrașcolare, care au contribuit la formarea și dezvoltarea lui, modul în care acesta a interacționat cu profesorii și colegii, motivația pe care acesta a avut-o de-a lungul celor 4 ani de studiu și totodată sprijinul de care a avut parte, astfel încât să devină cel mai bun, cât și aspecte legate de universitatea pe care acesta a ales-o în vederea continuării studiilor. Această universitate fiind Oxford. Ciprian, eu te salut și în primul rând doresc să te felicit pentru toate rezultatele frumoase obținute și pentru toate realizările tale de până acum. Mulțumesc frumos, bună, Anca! Pentru început, așa cum am făcut și introducerea, aș dori să ne povestești câteva aspecte legate de parcursul tău liceal pe care le-ai avut. Și aș dori să începem cu câteva experiențe frumoase din timpul liceului care pot spune că te-au marcat. Da, cred că o să țin minte și peste ani excursiile cu clasa, care am fost la Cluj și la București. Țin minte excursiile la Cluj pentru că am stat la un hostel unde știu că am dormit chiar câte 10 în cameră și a fost nevoie să dormim și câte 3 în pat, orizontală. La București am fost cazați la un internat și în ciuda condițiilor acestora, mai precare să le spun așa, aceste condiții ne-au unit cumva și am pus în simțim ca și o familie mai mare. Și tot în liceu. Care a fost modul în care a interacționat atât cu profesorii cât și cu colegii? Vreau să spun în particular de doamna dirigintă. Profesor Roca Marian, el a fost mereu aproape când am avut nevoie de ceva și mereu a încercat să ne facă, să vedem colectivul clasic ca pe o familie. Am avut relații deosebite și cu doamna profesoară de matematică, Carmen Pop, care m-a ajutat mereu când am solicitat-o, inclusiv cu scrisoarea de recomandare de care am avut nevoie pentru aplicatul la universitate. Și mi-a oferit colegeri de matematică când am avut nevoie pentru concursuri și olimpiade. Colegii mereu m-am înțeles foarte bine și am încercat mereu să mă înțeleg cât mai bine cu toți, chiar dacă nu am reușit să mă împac atât de bine chiar cu toți, am reușit să aleg niște prietenii strânse și de durată cu mulți dintre ei. Inclusiv cu colegul meu de bancă, Răzvan Robu, care a mai fost la emisiune. Da, el a mai fost la noi la televiziune. Da. Îl consider un om deosebit care va ajunge cineva în viitor și sper să țină prietenia noastră pe care am legat-o. Poți spune că ați fost o clasă unită? Da, chiar am fost și asta am demonstrat-o și când ne-am întâlnit cu toții după bacalaureat să petrecem împreună. Foarte bine, trebuie și puțină relaxare și distracție după un efort atât de îndelungat și după o muncă atât de asiduă. Care pot spune că au fost activitățile atât școlare cât și extrașcolare care au contribuit la formarea și dezvoltarea ta personală, începând desigur de la orele propriu-zise pe care le țineați la școală până la olimpiadele școlare, concursuri, excursiile de care mi-ai spus mai devreme? Da, orele de la școală au contribuit la formarea mea prin un cumul de informații pe care le-am acumulat și care au contribuit de la dezvoltarea mea personală, fie că erau transmise prin modul tradițional, predate propriu-zis, cât și prin metode mai neconvenționale, prin filme, documentare sau activități practice. Însă esențial în formarea mea au fost olimpiadele școlare, la care am participat încă din clasa 5-a și am reușit să mă calific la etapa națională a olimpiadei de matematică în fiecare an, până în clasa 11-a. Fiecare etapă națională mi-a oferit oportunitatea de a vizita un nou oraș și de a cunoaște o comunitate selectă, să spun așa, olimpicilor, care au o pasiune comună, matematica. Și am legat prietenii strânse cu persoane din alte județe cu care m-am întâlnit și la alte concursuri interșudețene sau naționale de matematică. Și au fost niște amintiri plăcute de acolo, de la concursuri. Deci tu, practic, încă din clasa a 5-a ai început să fii foarte implicat în activitatea școlară.
Și bănuiesc că ți-au prins bine aceste implicări, concursuri, olimpiade, bănuiesc că te-au ajutat în formarea ta, dezvoltare, dar și intelectuală până la urmă. Da, sigur, cu siguranță. Și am construit pe ceva. Cred că mi-am pus un fundament destul de solid când am început încă din gimnaziu să particip la olimpiade și la concursuri. Și nu a fost dintr-o dată, nu am ales din casa nouă să merg sau că n-am început târziu, am început de vreme chiar. Acum că spuneai de școala generală, am terminat și eu la școala generală numărul 3 George Curbuc și încă de acolo te țin minte din generațiile mai mici. Te știam de la domnul profesor Corneliu Ștefan, fostul meu diriginte, profesor de matematică, venea la clasă și de multe ori ca să ne impulsioneze și să ne motiveze și pe noi înspre a învăța mai bine și înspre a rezolva mai multe probleme și așa mai departe. Tot timpul le dădea exemplu pe tine și spunea că uitați, băiatul acesta, Ciprian Florea, este atât de mic și participă la atât de multe olimpiade, la atât de multe concursuri și obține rezultate atât de frumoase. Încă de acolo te țin minte din general și mi se pare foarte frumos modul în care tu ai crescut și te-ai dezvoltat de-a lungul liceului și ai ajuns până în punctul acesta. Mulțumesc! Care au fost amintirile cele mai plăcute pe care le ai și totodată prietenile pe care le-ai legat, atât cu profesorii cât și cu colegii? Cred că am mai spus și înainte. Nu știu să mă repet, cred că am... au fost niște amintiri făcute în excursii, din, nu știu, am fost odată la casa unui coleg care stă mai departe, stă în Petelea și acolo am fost un grup destul de mare de colegi. Asta arată cât de strâns suntem ca și clasă și acolo țin minte că ne-am distrat destul de bine. Și prietenile pe care am legat au fost, de că spec o vorbă de mic și peste ani. Cu profesorii am mai spus, am avut o relație specială cu doamna dirigintă și cu doamna profesor de matematică. Și au fost, pot să spun că au fost mereu acolo când am avut nevoie de dânsele. Am înțeles. Ciprian, cum te simți ca șef de promoție al Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian? Poți spune că a fost un drum greu de străbătut pentru a ajunge până în punctul acesta? Pot să spun că este situația asemănătoare cu aceea când am terminat tot cu șef de promoție a generației mele în clasa 8-a. Deci ai repetat istoria, practic. Nu te-ai lăsat. Da, m-am menținut. Și e desigur o onoare să termin ca șef de promoție într-un liceu atât de prestigios, renumit pentru complexitatea cursurilor sale. Pot să spun că a fost un drum sinuos, totuși. Un parcurs neliniar care a implicat și dezamăgiri, când am luat o notă mai mică la biologie, de exemplu, sau la informatică. Spre exemplu, dar în final, trăgând linia și făcând socoteala, am ieșit cu capul sus și cu emoții destul de mare ca să-mi asigură titlul de șef de promoție. Care a fost sursa ta de motivație pe parcursul celor 4 ani de liceu? Și ce anume te-a ajutat până la urmă să devii cel mai bun? Eu am urmat, sincer, modelul vărului meu, Vlad Sabău, pe care cred că îl cunoști. Da. A terminat ca șef de promoție al aceluiași liceu în 4 ani și ideea, pur și simplu, ideea de a ajunge la nivelul lui m-a motivat destul de mult. Mărturisesc că în familie există o oarecare de rivalitate între mine, fratele meu, Cătălin, care m-a determinat să fiu competitiv și să am multe reușite în cursul meu academic. După părerea ta, cât de importantă crezi că este motivația în atingerea scopurilor pe care le avem și totodată de ce crezi că este important să ne stabilim mereu scopuri în viață? Cred că atunci când ne stabilim un obiectiv, trebuie să ne asigurăm că ceea ce implică procesul de a-l atinge este în concordanță cu personalitatea noastră, cu ceea ce ne dorim noi, cu adevărat. Este foarte important ca scopul să fie acoperit de o motivație, pe măsură, de o dorință concretă de a-l atinge. Și astfel obiectivul rămâne nesprijinit și riscăm să-i pierdem rostul pe parcurs, riscăm să renunțăm. Și pentru a răspunde la a doua întrebare, propun așa următoarea asemănare. A trăi fără scopuri este ca și cum a trage fără o țintă anume. Nu știm ce nimerim și putem chiar să nimerim ceva ce nu ne-am dorit.
Și având scopuri, având acele ținte, dobândim o siguranță care ne dă încredere în noi și o senzație de asigurare că ne îndreptăm spre ceva anume și că urmărim un anumit drum spre un ideal. Crezi că e important să țintim tot timpul cât mai sus? Da, după mine chiar este important. Cred că asta am făcut Cât de mult crezi că a contat și cum anume crezi că te-a ajutat sprijinul părinților, profesorilor, chiar și prietenilor în a deveni ceea ce ești acum? Sprijinul de care ai avut tu parte de-a lungul celor 4 ani de liceu. mereu le voi mulțumi părinților pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru că știu că nu e ușor să fii mereu, mereu acolo când ai nevoie, la bine și la greu. Mi-au oferit absolut tot ce au putut și pentru asta voi fi mereu recunoscător. A contat foarte mult și sprijinul profesorilor, în special al doamnei diriginte și al doamnei profesor Karen Pop, cum am spus și mai devreme. Prietenii mei mi-au fost alături și m-au susținut cât de bine au putut și pentru asta îi apreciez. Și vreau să zic că mereu m-au felicitat când am reușit și m-au încurajat când am dat-o în bară. Și e important să ai pe cineva care să te susține în orice situație, pentru că fără sprijinul acesta nu ai putea, n-ai avea motivația necesară să continui, dacă nu ai avea pe cineva care să te îndrume și care să fie acolo lângă tine. Dacă ar fi să faci acum o retrospectivă, cum ți-ai descrie parcursul tău de până acum? Care poți spune că au fost greutățile pe care le-ai întâmpinat pe drumul tău, dar și bucuriile care ți-au oferit puterea și ambiția de a merge tot timpul mai departe? Sincer, trebuie să mă mărturisesc că a fost un parcurs cu destul de puține dificultăți, sau cel puțin dificultățile au fost umbrite de bucuria reușitelor. A fost puțin mai greu la început să mă adaptez cu viața de liceu, sau cu viața de papist, mai bine zis, cu cerințe ridicate la profesori, dar a fost o chestiune de timp până să mă obișnuiesc cu ce se cerea de la noi. Sigur că fiecare rezultat bun la un concurs la Olimpiadă îmi dea un impuls pozitiv și m-a determinat să continui. Reușești să-ți organizezi timpul astfel încât să păstrezi tot timpul un echilibru între școală și viața socială, respectiv cea culturală. E destul de greu să găsesc un echilibru chiar întotdeauna și recunosc că și eu eșec de multe ori la face chestia asta și uneori cad într-o extremă, fie că dau prea multă atenție vieții profesionale, să spun așa, fie că merg așa de extremă și uit de prioritățile pe care le am și socializez prea mult, să zic așa. Dar da, de multe ori mi-e greu să găsesc acest echilibru pe care știu că foarte mulți îl caută. În perioadele mai încărcate, însă mi alcătuiesc un program bine stabilit, care încerc să-l urmez cât mai drastic posibil, dar de multe ori mi se întâmplă să nu reușesc. Și nu cred că am găsit o rețetă exactă și nici nu cred să existe așa ceva, dar un program bine stabilit și o voință pe măsură nu pot decât să ajute. Dacă tot am pomenit de viața socială și cea culturală, care sunt pasiunile tale? În afară de matematică, desigur. Da, informatică, îmi place mult să citesc, îmi place mult să cânt la pian și la chitară, mai ales când vreau să mă relaxez, deci este un hobby, nu este, nu e o performanță, să spun așa. Și da, întotdeauna când vreau să pun creionul jos și să îmi iau o pauză bine meritată, merg la pian și cânt puțin sau la Ai chitară. făcut anumite cursuri pentru pian și chitară? Da, am făcut când eram mai micuț. Am terminat școala populară de arte pentru orgă electronică și mi-am pus un fundament de cunoștințe necesar pentru a putea să perform, să perform, nu să performez, să cânt. Deci ai și o diplomă în muzică, Am și o ai diplomă, terminat o da. școală. Da. Mi-ai spus că te ghidezi în ceea ce privește modelul după verișorul tău. Mai sunt și alte modele după care tu te ghidezi sau te-ai ghidat de-a lungul timpului? Iar dacă da, care sunt acestea? Tot aș spune tot de ei, pentru că nu am urmat neapărat o personalitate anume și am fost să zic că am urmat modelul lui meu pentru că el a terminat anul acesta studiile în Marea Britanie și fratele meu a terminat, este încă student la Cluj, sau ce puțin acum termina și el. Eu mereu am privit în sus spre amândoi și am considerat modele de oameni, în primul rând, pentru că, pe lângă faptul că au avut un parcurs academic extraordinar, fiind amândoi olimpici la matematică,
dau dovadă de o personalitate genuină și un caracter deosebit și demonstrează că nu e suficient să fii deștept și mai presus trebuie să fii om. Mai presus de tată. Da, chiar mă bucur că ai subliniat acest aspect pentru că este foarte important și de multe ori ne pierdem atunci când vine vorba de umanitate până la urmă. Așa. Cu toții știm că în perioada aceasta a fost un pic mai ciudată și școala online ne-a dat un pic peste cap, nu, pe mulți dintre noi. Tu cum poți spune că ai reușit să te adaptezi acestui concept de școală online și crezi că a fost o provocare atât pentru tine cât și pentru colegii tăi? Pentru mine nu a fost destul de greu să mă adaptez condițiilor, în punct de vedere că am ținut ore doar la materie de bacalaureat și doamna profesoare a fost s-au adaptat foarte rapid la noua situație. Chiar dacă a fost totul, nu a fost chiar o provocare, cel puțin pentru mine. Nu știu, colegii mei, cum s-au descurcat, adică din ce am vorbit cu ei, cred că s-au descurcat și ei foarte bine și am reușit să se adapteze la fel de bine. Totuși, sentimentul orelor online a fost totul diferit, deoarece nu simțeam atmosfera la clasă și nu intram în contact cu nimeni. Dar a fost o perioadă scurtă în care n-au ce face, a fost singura alternativă și mai bine așa decât nimic. A fost destul de trist că am încheiat 4 ani de liceu cu un semestru care a fost online. Da, n-au ce să facem, am mers înainte cu ce am putut. Da, și cărilor didactice cred că le-a fost un pic greu pentru că în momentul în care nu vezi elevul, îți e foarte greu să-ți dai seama dacă el înțelege toate informațiile pe care tu le transmiți sau nu. Și cel puțin nouă studenților, profesorii de multe ori ne spuneau că le pare tare rău că nu ne pot vedea pentru a-și da seama dacă noi măcar înțelegem ceea ce ei spun sau nu. Da. Deci cu toții ar trebui să ne adaptăm din păcate acestei perioade. Dar să sperăm că din toamnă va fi mai bine și că nu va trebui să continuăm online. Da. Dacă tot am pomenit de această școală online și pandemie, care au fost emoțiile trăite în ultima oră de dirigenție? Pentru că chiar dacă nu s-au putut organiza festivitățile propriu zise, am văzut că totuși aproape fiecare liceu, din câte știu, a organizat o festivitate online pe Zoom pentru fiecare clasă. A fost o piedică faptul că nu v-ați putut vedea, practic a fost o piedică festivitatea virtuală în a vă simți mai aproape unul de celălalt. Ce crezi? A fost chiar o piedică, pentru că ultima oră de dirigenție a fost surprinzător de emoționantă. În primul rând, datorită unui filmuleț, surpriză, pregătit de doamna dirigintă. Și însă a pregătit și o micuță prezentare cu fiecare dintre noi la începutul clasei a 1-a, la sfârșitul clasei a 8-a și în prezent. Și asta ne emoționa destul de tare, văzând așa parcursul peste ani. Și chiar a atins corzile sensibile multora dintre noi. Toate că nu am fost unul lângă celălalt, am reușit să ne apropiem prin cuvinte, prin amintirile pe care le-am depănat împreună și care au făcut ultima oră de prezenție, chiar memorabilă, aș spune. Și am reușit să participăm la oră de prezenție chiar destul de interesant, să spun așa, chiar a fost altfel. Deci nu a fost o piedică neapărat faptul că s-a ținut pe o aplicație și nu propriu-zis într-o sală sau în aer liber. Ar fi fost probabil mai frumos să ținem pe viu, întotdeauna e mai emoționant, e alt sentiment, dar, din nou, repet, în vremuri precare trebuie să descurci și cu alternative. A fost o festivitate de premieră comună pe toate clasele de a 12-a sau fiecare clasă a ținut separat o mini-festivitate, ca să spun așa? Separat, fiecare a ținut o rezidenție și filmulețul acela a fost și un film pregătit de doamna director, cu ajutorul doamnei diriginte, în care am fost strigați. A fost strigate premiile și acesta a contribuit la terminare. Am înțeles. Până acum am vorbit de parcursul tău liceal, acum aș schimba un pic subiectul și m-aș duce către universitatea la care ai ales tu să continui și la care ai fost admis. Care au fost motivele pentru care ai ales să studiezi la Universitatea din Oxford? Pentru că, sincer să fiu, internetul e plin de faptul că un student de la Colegiul Național Alexandru Papi Iulian
a fost admis la Oxford și urmează să plece din toamnă. Dacă mi-ai fi pus întrebarea când eram în clasa a treia, probabil aș fi răspuns because it's the best, pentru că îmi doream de atunci să merg la Oxford, să studiez la Oxford când voi ajunge mai mare. A, deci a fost o dorință încă din copilărie, dacă da. Din clasa a treia. Deci ți-a trebuit o ambiție foarte mare, înseamnă, să te ții de acest vis și să reușești să-l urmezi într-un final. Și conform contului meu de Facebook, studiam în clasa a treia, studiam la Oxford. dar până la urmă, dintr-o anumită perspectivă, chiar este așa, chiar Oxford este printre cele mai bune facultăți. Dar un motiv important pentru care am ales universitatea este sistemul de tutoring, prin care fiecărui elev este atribuit un tutor, care îi verifică temele, îi răspunde la întrebări și care monitorizează parcursul său academic. Și în acest fel, studentul e mult mai motivat să își rezolve sarcinile la timp și să nu rateze cursuri importante. Astfel că și rezultatele la examen sunt mai bune decât la universitate care nu aplică acest sistem de tutoring. Cum se desfășoară acolo sistemul de învățământ? Pentru că asta ar fi o informație nouă pentru noi, pentru sistemul de învățământ din România, faptul că fiecare student are un tutor proprie. La noi, cel puțin, tutorile e stabilit pentru întreaga grupă, nu doar pentru o singură persoană. Care crezi că ar fi diferențele majore, nu neapărat cele minore, care fac diferența între sistemul de învățământ din România și cel pe care urmează să-l urmezi tu acum? Te interesa puțin cam cum anume se țin cursurile, atmosfera care este acolo, sarcinile pe care le aveți de făcut, examenele, de ce nu? Cum am spus, sistemul de tutoring acest e esențial, pentru că atenția este pusă, sau accentul e pus pe student și cumva ești impulsionat să studiezi și să obții note cât mai bune, pentru că simt că e interesul de partea profesorilor și există și o pasiune, cred, implicită acolo pentru materia pe care o predau fiecare de aici. În rest, cursurile cred că sunt asemănătoare cu ceea ce facem noi aici, dar, desigur, profesorii sunt foarte, foarte buni și foarte... E o comunitate selectă de profesori până la urmă, pentru că nu oricine ajunge să predea la Oxford. Și sistemul de tutoring, mă repet, ce face diferența majoră. Exact. Ce anume vei studia acolo și cum crezi că te va ajuta această universitate în conturarea carierei tale viitoare? Voi studia la profilul Mathematics and Computer Science, matematică și informatică, și cred că m-a ajutat foarte mult să dezvolt un fundament de cunoștințe matematice și informatice, esențiale pentru domeniul inteligenței artificiale, în care sper că voi activa în viitor. Mi-ar plăcea mult să activez în acest domeniu. Acum a intervenit o curiozitate de moment. Cum anume s-a desfășurat admiterea? Pentru că, din câte am înțeles, pentru a fi admis acolo trebuie să treci prin mai multe etape. E adevărat? Da, în primul rând trebuie să trimiți o scrisoare de intenție care e trimisă prin platforma UCAS la toate universitățile din Marea Britanie. Eu am trimis la 5 universități alături de o scrisoare de recomandare pe care am obținut-o de la doamna profesoară Carmen Pop. Și în funcție de această etapă și de o admitere, un fel de admitere, un examen de matematică pe care l-am dat la Cluj, se decide dacă ești chemat sau nu la interviu. La interviuri, de fapt. Și după aceea am fost chemat la interviuri. Interviuri online, bănuiesc. Nu online, am mers chiar la Oxford și am dat interviurile. A fost chiar frumos acolo. Și am dat 5 interviuri. Oh. La Oxford. Și bănuiesc că concurența este una foarte mare. Bănuiesc că foarte puțini din cei care aplică sunt și admiși la final după toate aceste etape parcurse. Da, nu mai știu minte numărul exact, dar undeva la 10%. Am înțeles. Deci trebuie să tragi tare pentru a-ți îndeplini visul tot timpul. Mai ai și alți colegi sau măcar prieteni care vor merge acolo? Da, am o colegă de clasă, Irina Vultur, care a fost admisă pe profilul Mathematics, mate, pură. Și de la liceu paralel, de la Unirea, Colegiul Unirea, e Popa Tereza.
care va studia informatică și filozofie. A, deci un binar destul de interesant, informatica cu filozofia. Și din generația trecută mai am prieteni, mai am pe David Pulcar, care studiază matematică fură, pe Bogdan Blaga și Alex Buna, care a terminat liceul tot. Am terminat la papiu și cu care sunt prieteni. Mie m-a ajutat în procesul de pregătire pentru interviuri. Adică am făcut niște simulări de interviuri cu ei. E chiar să serios un lucru fac pentru asta. Deci înseamnă că nu vei fi singur, totuși. Da, nu vei fi ca să așa nimeni. Crezi că îți va fi greu să studiezi atât de departe de casă și cât de repede crezi că te vei adapta la mersul lucrurilor de acolo, fiind puțin diferit față de noi? Știu că îmi va fi dor de ai mei și de prietenii mei de acasă, dar sunt totodată convins că am ales drumul cel bun și voi face tot ce în putere ca să mă obișnuiesc mai repede și cu viața de studenți la Oxford. Probabil mi va fi greu la început, dar sper că va fi o chestiune de timp până mă voi obișnui cu ceea ce înseamnă viața de parte de casă. Vei sta la cămin acolo? Sau încă... Da, nu știu, în campus. Am înțeles. Apoi, cu siguranță te va ajuta faptul că mai ai prieteni acolo, vă veți îndruma unul pe altul și cred că vei lega prietenii destul de repede, mai ales fiind și în campus acolo, te vei întâlni tot timpul cu alți studenți și cu siguranță veți lega prietenii. Așa că trebuie să duci în comunitate. Ai un moto după care te ghidezi în viață? Nu am un moto principal neapărat, dar unul care se potrivește destul de bine cu mentalitatea mea de a lungul timpului este următorul. Și chiar face referire la ce mi-ai spus înainte cu țintitul sus. Oamenii, și Michelangelo spunea că oamenii nu eșuează fiindcă țintesc prea sus și ratează, deci pentru că țintesc prea jos și reușesc. Deci, asta ar fi. A, deci, practic, acest citat ar transmite faptul că nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu ce avem, trebuie tot timpul să țintim mai sus, nu să ne ambiționăm tot timpul mai tare și să devenim și mai buni decât suntem. Pentru că dacă ne plafonăm sau ne limităm după un succes, până la urmă nu putem merge mai departe, rămânem tot în punctul acela blocat și nu mai urcăm pe trepte. Da, e foarte frumos și interesant citatul, chiar îmi place mesajul pe care îl transmitem. Ciprian, ce planuri de viitor ai după ce termin universitatea, spre exemplu? Te-ai gândit să rămâi acolo, să te întorci în țară? Domeniul în care dorești să profesezi? Următorii 4 ani vei petrece acolo, cu siguranță, pentru că e master integrat, 3 ani de facultate și film. Momentan e destul de greu de spus ce voi face după terminarea facultății, dar sper că după ce voi fi acumulat experiență de muncă câțiva ani, preferabil în domeniul inteligenței artificiale, cum am spus și înainte, să aplic pentru un doctorat în Statele Unite, poate. Sau deci, în continuare, țintești sus, nu te lași. Da, sau în altă țară, dacă nu. Rămân descris la variante. Și după aceea, dacă se ivește vreo oportunitate, chiar mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc în țară, unde se întâlnesc ceva nou, să contribui cu ceva la dezvoltare. Poate să ofer ceva înapoi din ceea ce mi s-a oferit mie în toate aceste ani. A, foarte frumoasă gândirea. Și pentru că ne apropiem de final, care ar fi gândul pe care dorești să-l transmiți și să-l împărtășești elevilor care sunt acum de-abia la început de drum? Aș dori să le spun să fie ambițioși și să-și găsească visul cel mare, dacă nu au făcut-o până acum. Pentru că e important să visăm ca să reușim în viață. Și în rest, le spune ce îmi zic și mie în sine atunci când sunt mai deprimat sau mai jos. Capul sus, mintea trează și inima deschisă. Cred că e important să fim. Să fim capul sus, mintea trează și inima deschisă. Pentru că, până la urmă, toate contează și să fim și cu raționalul sus și cu emoționalul. Da, foarte frumos gând de final, într-adevăr. Ciprian, eu vreau să-ți mulțumesc mult încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. Desigur că te așteptăm și cu alte ocazii și poate reușim să facem o emisiune în momentul în care te duci la Oxford și să discutăm un pic cum anume merg lucrurile pe acolo. Da.
cum anume se desfășoară cursurile, prietenile pe care le-ai legat. Sper să ne revedem și în toamnă cu alte misiuni, pentru că cu siguranță publicul e interesat să vadă cum îți vor merge lucrurile pe acolo și realizările pe care le vei avea, pentru că de la cât de ambiționat te văd și motivat, cu siguranță vei străluci și acolo mai departe. Mersi mult de tot! Mersi! Eu îți urez la final mult succes în toate pe care le vei face și mult spor de muncă să ai în toate. Mersi frumos! Dragi telespectatori, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Sper că ați fost inspirați și voi de povestea lui Ciprian și vă dorim în continuare o zi cât mai plăcută. Vă invităm să vizionați și celelalte emisiuni ale noastre. Vă mulțumim mult! La revedere!